Mă bucur să petrec și eu o parte din această duminică împreună cu dumneavoastră și fie întâlnirea noastră cu adevărat ziditoare și fie unitatea noastră, chiar și așa de la distanță, privindu-ne, ascultându-ne, o unitate săvârșită de Duhul lui Dumnezeu. Deschidem Scripturile pentru seara aceasta la ultima carte a Bibliei, cartea Apocalipsa, capitolul 2, de unde vom citi primele 7 versete. Apocalipsa, capitolul 2, primele 7 versete. Îngerului bisericii din Efes scrie-i. Iată ce zice cel ce ține cele 7 stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor 7 sfeșnice de aur. Știu faptele tale, osteniala ta și răbdarea ta, că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt, și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit, dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Adu-ți dar aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel, voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui, dacă nu te pocăiești. Ai însă lucrul acesta bun, că urăști faptele nicolaiților pe care și eu le urăsc. Cine are urechi, să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui îi voi da să mănânce din pomul vieții, care este în raiul lui Dumnezeu. Amin. Ședeți. Iubiți frați, stimate surori, dragi prieteni, musafiri, privitori, în această seară, Domnul Iisus Hristos are în Noul Testament trei imagini. Trei imagini. Prima imagine este Hristosul întrupat, venit în lume, născut prin Fecioara Maria, de la Duhul Sfânt, crescut într-un gvasi anonimat, cu un singur episod la 12 ani, când iese în spațiul public, pentru că apoi, la 30 de ani, prin botez, să-și înceapă activitatea mesianică ce va dura mai bine de 3 ani. Așadar, prima imagine a Fiului lui Dumnezeu coborât pe pământ, a Dumnezeului întrupat, este chiar aceasta, Hristosul întrupat. Și cuvântul s-a făcut trup. A doua imagine, Hristosul înviat. Și când spunem Hristosul înviat, presupunem deja, subînțelegem că înainte de înviere a avut loc o arestare, a avut loc un proces, a avut loc un supliciu, o suferință fizică, o răstignire, o moarte reală. Și a treia zi, cum este troparul învierii, cu moartea pe moarte călcând, iată-l, Hristosul înviat. A treia imagine a lui Hristos în Noul Testament este Hristosul înălțat. Același, cel care a venit, cel care a murit, el se înalță la Tatăl. Ei bine, tot Noul Testament poate fi citit în această cheie cristologică. Însă în seara aceasta, pentru că am citat din Apocalipsa, noi ne vom opri doar la ultima parte, la cea de a treia imagine. Iar după ce Hristos se înalță la ceruri, cum citim în narațiunea din Fapte, capitolul 1, primele versete, după ce un nor l-a ascuns de ochii lor, după ce Domnul pleacă, iar această plecare este mai mult decât o mișcare spațială de jos sus, pentru că El oriunde ar fi fost, El era tot Dumnezeu. Este mai degrabă o întronare a lui Hristos, o întronizare a Lui. De îndată ce a plecat, ce a făcut Hristos?
oare pentru biserica lui? Oare a abandonat biserica? Oare a uitat-o? Se prea poate ca noi să uităm uneori biserica, dar cine a plătit prețul nu va uita niciodată. Și dintre toate instituțiile care dumneavoastră le cunoașteți sau poate le îndrăgiți din istoria lumii, singura instituție, dacă o putem numi așa, după care Hristos va mai veni odată pe pământ, este biserica lui. Se pare că tot ce va culege la sfârșitul viacurilor va fi din nou biserica. Deci biserica va supraviețui. Nu pentru că suntem noi aici, nu pentru că cineva predică, ci pentru că este Hristos capul bisericii. Dar ce face Hristos după ce pleacă în legătură cu biserica? Exact ce face oricine care a plecat departe. Ce face? Scrie. Și se așterne la scris. Iar 7 dintre scrisorile pe care Domnul le-a trimis bisericii, scrisori care au mers către 7 biserici reale din Asia Mică, le-a scris printr-un secretar pe nume Ioan. Și le găsim în capitolul 2, respectiv capitolul 3 din Apocalipsă. Sunt 7 scrisori, noi am citit-o pe prima și nu mă îndoiesc că dumneavoastră le-ați citit de nenumărate ori și ați auzit predici consistente din mesajul celor 7 scrisori și acum sigur se ridică întrebarea, eu am fost invitat să țin o predică pentru familie, despre familie și poate s-a creat un mic suspans despre familie din Apocalipsa. Acum știți că e la modă să predici din Apocalipsa. Așa că încerc și eu să fiu un trend. Mie nu prea miese, dar apreciați că mă străduiesc. Și din scrisoarea către Efes, către biserica din Efes, să vorbim despre familie? Ei bine, da. Pentru că în seara aceasta nu vom face o analiză exegetică amănunțită, aproape obositoare pentru o duminică seara, verset cu verset, să zic așa, cuvânt cu cuvânt, din această scrisoare, ci mai degrabă vom încerca să-L găsim în textul scrisorii pe expeditorul ei, adică pe Hristos. Și vom încerca prin lentila acestor cuvinte să ne uităm la Hristos și apoi vom face drumul invers ca să avem predică de familie, să avem ce ne-am propus și vom vedea cum se comportă Hristos cu biserica Lui, în cazul acesta potrivit scrisorii cu biserica din Efes și vom zice de-a lungul predicii, precum Hristos s-a comportat cu biserica, și noi vrem să ne comportăm precum El în casele noastre, în familiile noastre și să ne ajute Dumnezeu. Această scrisoare pe care am citit-o are 4 părți esențiale. Fiecare parte noi o vom lua și o vom aplica la viața de familie. O viață de familie pe care o înțelegem ca relație dintre soți, apoi relația dintre părinți și copii și reciproc, dintre copii și părinți. Mă refer mai ales la copiii deja mari, care pricep ce înseamnă o relație, care încep să înțeleagă cât de cât ce înseamnă a fi părinte, cine sunt părinții lor și care sunt toate implicațiile vieții de familie. Haideți așadar să luăm aceste 4 elemente frumoase, retorice, ale scrisorii și să le analizăm pe rând. În primul rând, ceea ce ne surprinde după versetul 1, versetul 1 este cu titlul pe care și-l asumă Domnul Iisus Hristos ca un fel de expeditor care spune ceva esențial despre sine, trecem peste asta, dar în versetul 2, în versetul 3, ba chiar în versetul 6, 3 versete din 7 conțin ceea ce putem să numim pe bună dreptate aprecierea. Aprecierea. Domnul Iisus își începe scrisoarea către Efes cu cuvinte de mulțumesc pentru entuziasm. Aproape că am și uitat cum să spunem, nu? Cuvinte de apreciere. Vă plac cuvintele de apreciere? Sunteți foarte entuziasmați. Nici eu nu trebuie să am mari așteptări pentru o slujbă de seară, totuși. Ei bine, mie îmi plac aprecierile. Uneori am impresia că îmi plac prea mult și mă cercetez, adică, știi, să nu dăm în altceva, să nu cădem în altceva, ne străduim. Dar
Să știți că au fost momente în slujirea mea în care o apreciere simplă, de la, uneori de la oameni foarte simpli, care nici n-au știut ce au făcut, o apreciere simplă m-a scos din ceva care nici nu stau să vă povestesc. Din niște litigii cu mine, din niște târguieli, din niște frustrări, aproape deprimări. Un cuvânt de apreciere. Cineva spunea că aprecierea este lubrifiantul vieții. Și dacă vrei să meargă, zice că trebuie să pui uleiul potrivit, să pui în angrenaj ce trebuie. Și aprecierea e chiar asta. Aprecierea este exact cum se aude, adică să spui de bine, să vorbești de bine. Domnul Iisus Hristos se raportează la biserica din Efes și începe primele cuvinte ale Lui, ale Domnului, nu ale omului. Sunt cuvinte de apreciere. Pentru o biserică ea însăși cu probleme, cum vom vedea, dar întâi apreciere. Și rețineți, vă rog, această proporție. Din 7 versete, 3 sunt de apreciere și cam primele sunt de apreciere. Haideți să vedem. Versetul 2 și versetul 3 spune: știu faptele tale, osteniala ta, răbdarea ta, că nu pot suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostol și nu sunt. Și apoi textul continuă, inclusiv versetul 6. Știți ce am văzut eu aici? Am văzut trei elemente ale aprecierii, textual vorbind. În primul rând, observați împreună cu mine caracterul general al aprecierii, unde Domnul spune în deschidere: știu faptele tale. Și acolo pentru faptă avem un cuvânt grecesc care îi zice ergon. Nu vom rosti multe cuvinte grecești, că ne străduim să vorbim măcar bine românește. Dar ergon am vrut să vă spun, pentru că noi avem în românește bunăoară scaune, cum se numesc? Ergonomice. Sunt scaunele acelea în care nu poți să dormi, sunt făcute să lucrezi în ele. Sunt cu un spătar care vine după tine și te ține mereu într-o poziție angajantă. De asemenea, ergonomic se folosește la mașini și la multe altele, dar întotdeauna ergonomic, când ceva este ergonomic, e făcut să fie spre înainte, e făcut să fie, cum să spun, spre lucru, de lucru, pentru lucru, ergon. Ergon înseamnă faptă. Așadar, prima dată Domnul spune: știu faptele tale, dar ergon, cuvântul în sine, nu înseamnă o faptă specifică, ci înseamnă o faptă în general. De aceea unii traducători au ales varianta știu sau cunosc conduita ta. Pentru că mai degrabă e vorba aici de conduită, de dominantă, adică de fapte în general. Prima apreciere a lui Hristos este o apreciere generală. Dar Domnul merge mai departe și are și o apreciere particulară. Zice: știu osteniala ta și ce mai știu? Răbdarea ta. Aici este o enumerare din aceasta cu trei variante, da? Fapte, osteneală și răbdare. Mărturisesc că am auzit predici care le au pe fiecare pe rând și dacă ai trei cuvinte, deja ai o predică, da? Mi se pare cam simplu, dar în fine, poate la o grabă merge, o dată în viață. Să știți că nu oriunde vedem în Noul Testament trei cuvinte esențiale, unul după celălalt, înseamnă că toate sunt pe aceeași poziție. Nici măcar în textul acela atât de cunoscut din Ioan 14, unde spune: eu sunt calea, adevărul și viața, cele trei nu sunt egale ca puncte de predică. Construcția din spate este că Domnul a zis esențial, principal, ca și afirmație principală: eu sunt calea, punct. Iar adevărul și viața descriu ce? Calea. Foarte rar în textul Scripturii o enumerare a câte trei înseamnă o egalitate între cele trei elemente, oricare ar fi ele, virtuți sau orice ar fi. De obicei, prima dintre acestea are conținutul esențial, iar celelalte două, cum și în cazul acesta, el spune, Domnul spune: știu conduita ta, știu faptele tale, și apoi zice: știu osteniala și răbdarea. Astea sunt egale, adică nu vreau să te apreciez general, ci vreau să te apreciez pentru ceva, ziceți, particular. E minunat Hristos că își apreciază biserica pentru lucruri concrete.
și alege dintre lucrurile concrete două. Aici comentatorii se străduiesc să vadă și eu cred că văd bine ei lucrul ăsta. Osteneala și răbdarea nu sunt alese întâmplător, sunt două virtuți. Prima, care este cumva activă, că e osteneala, nu? O virtute activă, care ține de activitate. Și cealaltă este răbdarea, care ține de o anumită rezistență, să zicem pasivă, să spunem, adică să nu cedezi. Și osteneala și răbdarea aproape că acoperă toate virtuțile, cam toate în cap acolo. În fine, observați, vă rog, potrivit versetului 6, caracterul subtil al aprecierii. Așa am găsit eu cuvântul acesta, subtil. Sper să nu vi se pară prea subtil. Zice Domnul, ai însă lucrul acesta bun, că urăști faptele nicolaiților, pe care și eu le urăsc. Ce-și poate dori o biserică mai mult decât să știe că are aceleași sentimente cu Domnul ei? Că tocmai iubește ce iubește Hristos. Că tocmai respinge ce respinge Hristos. Că tocmai și-a acordat agenda cu Hristos. Cu agenda lui Hristos. Dragii mei, iată caracterul subtil al aprecierii, iată această complicitate într-un sens pozitiv înțeleasă, iată câtă energie, iată câtă bucurie a fost pentru biserica din Efes. Ne putem imagina să audă că atitudinea ei, că poziția ei este împărtășită de cine? De Domnul. Și dacă mai adăugăm la asta că Ioan însuși, cel care a scris aceste cuvinte, a fost înainte de exilul din Patmos păstor în Efes, atunci el a fost foarte atent la prima scrisoare, mai atent decât la celelalte șase, pentru că el era păstorul acestei comunități și el a dat probabil tonul, nu? Împotriva nicolaiților. Sigur, dumneavoastră nu mă veți întreba ce înseamnă nicolaiți, pentru că nu avem timp într-o seară toate să le facem și să le desfacem. Specialiștii încă nu s-au decis dacă e o erezie iudaică sau este non-iudaică. Ei încă lucrează, noi nu putem să-i ajutăm decât făcând liniște și lăsându-i să lucreze. Ce ne spun ei este că cu siguranță e o erezie. Era o erezie din epocă, din perioada apostolică, o erezie antihristică, adică împotriva lui Hristos. Asta despre Hristos. Dar acum să ne întoarcem la noi. Dumneavoastră ca soți, ca soții, ca părinți, sau chiar ca și copii, mă refer acum la copiii care pricep toate acestea, care le pot înțelege, adică mai mărișori. Dumneavoastră sunteți mulțumiți când primiți din partea cuiva din familie o apreciere generală și numai aprecieri generale. Sunteți mulțumiți? Mulțumiți? Deci numai aprecieri generale. În general ești bine, în general ești minunată, în general ești minunat. Dumneavoastră sunteți mulțumiți la infinit să primiți numai așa? Sunteți? Nici eu. Și eu primesc aprecieri generale din partea soției mele, dar tot aștept să vină și una de care? Particulară, adică specială, adică să spună ceva despre mine care să cred eu, măcar să cred eu, că mi se potrivește numai mie. Și ea uneori, poate din milă, ea uneori am văzut că se prinde de chestia asta și îmi zice ceva de merge la suflet. Ba chiar uneori îmi face câte o apreciere subtilă, ceva de genul și eu, ca și tine, zice ea, și eu, noi. Când deja merge cu asemenea subtilități, eu sunt atât de bucuros, încât prinzi iepuri cu mine, cum se spune, adică fără armă, prinzi așa, cu mână. Există patru principii ale aprecierii în familie și oriunde. În primul rând, noi ne gândim la familiile noastre. În primul rând, dragii mei, apreciem fapta. Și aici, când zicem fapta, ne referim la lucruri concrete, da? La lucruri complete, la lucruri veritabile, la lucruri punctuale, la ceva ce se poate pune în cuvinte, ce se poate pune într-un concept. Deci, ca să fiu mai clar, când soția ta, când soțul tău, când copiii tăi, în viața de familie obișnuită, fac câte o ispravă, dar acum ispravă nu între ghilimele, ispravă fără ghilimele. Adică fac ceva bun, au o realizare, au... Că nu în fiecare zi se întâmplă câte ceva de felul ăsta.
Atunci noi ceilalți, zice că ar trebui ca să semănăm cu Hristos, că noi toți vrem să semănăm cu Hristos, când vedem că ceva bun cineva a făcut din familia noastră, noi să ne grăbim toți să facem o mică sărbătoare și să îl, ce să-i facem? Apreciem. Să rostim acele cuvinte. Ne cade bine ca orice faptă bună pe care o facem, mai ales că nu facem în fiecare zi, că nu suntem în stare, dar ne cade bine ca cei de aproape să vadă. Ne cade rău când văd cei de departe și nu văd cei de aproape. Auzim uneori tristeți de felul, toți văd, soțul meu nu vede, toți văd, soția mea nu vede. Asta e o mare tristețe. E o tristețe și mai mare să-i auzim pe copii și noi ca păstori uneori îi auzim în diferite contexte pentru că lucrăm cu oameni, spunând, toți mă apreciază, părinții mei nu mă apreciază. Și pe părinți, după ce copiii lor sunt deja adulți sau aproape adulți, să-i auzim spunând, un cuvânt de apreciere n-am auzit de la copilul meu, care acum e mare și multe pricepe. De ce nu mă apreciază? Așadar, dacă ți-aduce o notă de 10, ne imaginăm, da? Dacă ți-aduce o notă de 10, pentru că el încă e școlar, auzi, bucură-te, apreciază-l, nu te întâlnești în fiecare zi cu o notă de 10. Ai noștri nu ne-au adus zilnic 10. Prin urmare, când am văzut că 10 vine mai rar, am zis, când vine, ne bucurăm. 2. Dar când fapta lipsește, sunt zile fără fapte mărețe într-o familie. Când fapta lipsește, ce apreciem? Numai să nu ziceți nimic. Aproape nu vreau să vă mai întreb, să nu dați răspunsul greșit. Că apoi vă depunctez și încheiem ziua fără promovare. Când fapta lipsește, zi fără faptă, apreciem dominanta. Ați auzit? Dominanta. Adică apreciem ansamblul. Apreciem că totuși nu a fost o faptă măreață astăzi, niciunul n-a făcut o faptă măreață, dar dominanta e bună, adică nu suntem în coborâre, suntem în ce? În urcare. Asta e minunat. Asta e minunat. De aceea se spune că dacă vrem să semănăm cu Hristos, în zilele în care nu se întâmplă nimic spectaculos la noi acasă, aprecierea ar trebui să fie la locul ei, pentru că dacă dominanta e bună, nu contează. Suntem în urcare, oricând putem să avem și evenimente mai mărețe. Apreciem dominanta. Vă previn că e din ce în ce mai greu. Dar când și dominanta lipsește, adică avem perioade de răstriște din diferite puncte de vedere, viața e complexă. Nu mă refer doar spiritual, gândiți-vă la viață în mod holistic, adică cu toate elementele ei. Dar când știm noi, vedem noi că nu e în urcare, ci este cum? În coborâre. Notele coboară, atmosfera coboară, finanțele coboară, rugăciunea coboară, slujirea coboară. Când vedem că nu-i bine la noi acasă, când ne gândim că au fost vremuri mult mai bune decât cele pe care le trăim acum, din vari motive, sau poate nici nu știm motivele, când dominanta este îngrijorătoare, ce apreciem? Notați, vă rog, apreciem intenția. Pentru că dacă unul dintre noi, sau poate toți din familie, atunci când n-avem perioadele cele mai bune, totuși avem în noi măcar intenție, să ne ridicăm, măcar conștientizare, măcar, mă înțelegeți, măcar ne-am dat seama că se poate mai bine, că nu trecem prin cea mai bună perioadă. Intenția, știu, dragii mei, intenția înseamnă gândul, înseamnă visul într-un fel, știu, intenția înseamnă chiar ce înseamnă intenția, adică nu e mai mult decât atât. Știu că în mediul nostru, ba chiar pe la anvoane, eu însumi mă fac uneori vinovat de asta, vorbim de rău intenția. Și cred că vorbim prea mult de rău intenția și spunem vorba aceea că drumul spre iad e pavat cu intenții bune. Vorba e adevărată, dar ar trebui să o spunem mai rar. Sau ar trebui poate să adăugăm încă ceva pentru corectitudine. Intenția, dragii mei, să știți că nu e de lepădat, pentru că toate faptele mărețe au plecat de la o simplă, ziceți, intenție. E adevărat că avem tendința să avem mai multe intenții, inițiative, vise, planuri decât putem pune în practică. E adevărat. Și poate asta ne face cumva să ne uităm spre intenții. Dar gândiți-vă că și viața de credință,
care începe cu o convertire, nu? Cu un moment în care capitulezi înaintea lui Dumnezeu, îți ceri iertare și Dumnezeu îți dă o viață nouă, începe cu o, ziceți, o intenție. O intenție pe care Dumnezeu o ia de bună. Adică Dumnezeu e mult mai atent la intențiile noastre decât noi, la intențiile celor din jurul nostru. Din cauza că suntem slabi, inconsecvenți, privim spre intenție uneori într-un mod negativ, ceea ce nu e neapărat bine. Într-adevăr, multe din proiectele noastre de-a lungul unei vieți nu ajung la bun sfârșit. Nu chiar se împlinește întotdeauna versetul că tot ce începe duce la bun sfârșit. Dar să știți că unele cad în mod obiectiv, adică nu din cauza noastră au căzut. Unele cad din pricini externe, chiar externe, independente de voința noastră, de puterea noastră. Unele proiecte cad pentru că nu puteau realmente să meargă înainte. De ce suntem așa de necruțători cu noi? Aproape că e un perfecționist vinovat. Unele cad pentru că nu puteau să înainteze. Obiectiv. Așadar, în familia ta, când intenția încă există, când după ce ți aduce un 4 și apoi îți mai aduce un 6 și tu te gândești, măi, n-ai putut mai sus, mai de la 4, la să faci un salt mai mare. Zice că dacă el spune, mă apuc, nu mă mai joc atâta pe calculator, că unde să se joace ei, dragii de ei, nu mai se știu juca în altă parte. Nu se mai lovesc, nu se mai rănesc, nu se mai julesc. Noi ne cățăram prin toți copacii. Bine, să nu fim nostalgici. Dacă este intenție, mă înțelegeți, spiritual la fel, dacă soțul tău conștientizează, spune, chiar vreau să vină o perioadă mai bună, chiar vreau să fac tot ce ține de mine. Fii bună, fii bun, ai minte, gândește ca Hristos și fii gata ce să faci, să apreciezi. Poate nu va fi așa, auzi, punem și rău în față, poate nu va fi așa, poate nu va ieși chiar așa, poate nu va ieși nimic. Dar faptul că tu ai apreciat, n-ai pierdut nimic, ai fost ca Hristos în casa ta. Tu ai dat șansă. Tu ai dat șansă. Sigur că n-a depins de tine. Sigur că nu le putem ține toate în mână, nici în casa noastră, dar să ținem orașul în mână sau lumea în mână. Dar apreciere? Diceam de note. Note, nu? De la școală. Și noi am trecut, și eu am trecut cu ai noștri când erau școlari mai mici. Băi, note bune până îți pușcă un 4. Codată nu am învățat și atunci l-am ascultat. Zice, tati, îți dai seama, culmea, zice, ce încercare a venit peste mine, mi-a zis băiatul. Mă zic, să nu vorbim cu lucruri mari, acolo nu a fost încercare, dar ce a fost? Hai că-ți explic ce a fost. Tu nu lua de versete că nu merge cu mine. Și le pune unde nu se potrivește. Și m-am întristat și mai la începuturi, mă întristam. Când, după aceea, aproape că ei mă ajutau să nu mă întristez. Dar ce stai liniștit, zice că mai am un 10, auzi. Bă, dar cum stă ăla lângă 10? Lasă că stă, zice. Media iese ok. M-am gândit, bă, trebuie să apreciez dominanta dacă n-am o notă bună. Dominanta era bună. Ați văzut? Ce complicată, adică ce complexă e viața. Nu, țineți-vă bine. Dar când lipsește și aceea, și aceea, și aceea, când lipsește și intenția, bă, nici intenție nu mai este, nici sforțare nu mai este, nici angajamente nu mai sunt, nici jurăminte nu mai sunt, juruințe vreau să zic. Atunci ce apreciem? Să nu spuneți nimic, vă rog, nu vă grăbiți cu nimic. Atunci apreciem regretul. Regretul. Remușcarea. Apreciem părerea de rău, apreciem jena celuilalt. Apreciem chipul lui întunecat, pentru că el și-a dorit să fie bine, dar acum nu numai că n-a reușit, nici nu mai are putere pentru moment să fie cum. Bine. Dar măcar, ziceți, îi pare cum? Îi pare rău. Zice că părerea de rău a cuiva dintre cei dragi ai noștri trebuie să fie întâmpinată din partea noastră cu un cuvânt de
apreciere. Și să zicem, măi, te apreciez că măcar îți pare rău. Pe regret, pe părere de rău, pe remușcare s-a clădit credința noastră. Când am început viața de credință prin ceea ce noi numim convertire, a fost un moment de regret profund pe care Dumnezeu l-a luat în seamă și în baza regretului ne-a iertat și ne-a dat o viață nouă, slavă Lui! Hristos poate, să putem și noi. În seara aceasta, lecții mari rostim aici. În seara aceasta încercăm să ridicăm ștacheta într-atât de mult încât nu vom mai zice să fim ca Hristos pe scenă. Aici toți ne străduim să fim ca Hristos și uneori chiar ne iese. Pentru că te elaborezi, pentru că totuși stai un ceas aici, un ceas. Nu la biserică să fim ca Hristos. Acum vom zice mai mult să fim ca Hristos unde? Acasă. Al doilea element este ceea ce vom numi în seara aceasta franchețea. Franchețea. Iertați-mă că am ales cuvântul acesta, e un neologism, el vine din limba italiană, de la franchețea. Și sigur că puteam să aleg alte cuvinte, dar ăsta e cuvântul care eu cred cel mai cuprinzător, cel mai exhaustiv, cuprinde cel mai bine sensurile. Începe să coboare și în uzul popular, să zic așa, acest cuvânt. Franchețe înseamnă directețe, înseamnă deschidere, înseamnă sinceritate exprimată, nu numai pe dinăuntru. Înseamnă chiar să-i spui celuilalt ce? Ce-i greu de spus? Adevărul. Adică să nu-l menajezi în mod vinovat. Franchețea înseamnă, printre altele, ceea ce găsim undeva în Proverbe, unde spune că mai mult face mustrarea unui prieten, da? Decât lingușirile, da? Altora, da? Deci, mustrarea e întotdeauna mai bine cotată, adică momentul acela al adevărului, care nu se întâmplă în fiecare zi și nu facem din asta paradă și nimeni nu e profesor în privința aceasta, toți suntem greșiți până la urmă într-un fel sau altul, dar cu cei dragi, cu cei apropiați, să ai curajul să spui adevărul. Priviți cu mine împreună la versetul 4. După ce îi apreciază pe cei din Efes, urmează un dar, un cuvânt dar, un dar, dar nu dar cadou, dar, auziți cum spune, ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Dragii mei, aproape că nu știm ce înseamnă dragostea dintâi din text, pentru că expresia este aproape unică în tot Noul Testament și e foarte dificil să o interpretăm la sânge, adică să știm exact, dintâi se referă cronologic, se referă la cronologie, adică din primul an al bisericii, ceva de genul, sau se referă la intensitate, sau se referă și la una și la alta, lucruri complicate. Nu sunt pentru o duminică seară. Dar pe noi altceva ne interesează. E clar că ea avea o problemă, biserica avea o problemă și Domnul zice, după ce laudă biserica, spune, dar ce am împotriva ta? Am văzut că uneori soția mea este ca Domnul, că după ce mă apreciază, uneori, nu întotdeauna, dar uneori aprecierile ei se încheie cu acest cuvânt, care? Dar. Și îmi zice, ești un băiat bun, ai anumite calități, îmi zice, da, raportat de unde ai venit și așa să știi că te-ai depășit pe tine. Băi, capeți nădejde. Uneori îmi zice, raportat de cum te-am luat, zice, și eu care credeam că eu am luat-o pe ea. Mă rog, de-a lungul vieții auzi tot felul de variante. Dar trăiești cu ele. Păi ce e în raport cu cum ai fost la început? Și da, e o evoluție. Adică îți dă șanse, ca la un pacient care are șanse. În fine, și mai vin cuvinte de apreciere, de tot felul, puse uneori cu retorică, cu umor. Și apoi eu nu mă stau atent, că parcă că atunci când îți mai multe aprecieri, nu e bună, știi? Adică urmează ceva. Și cam întotdeauna la noi urmează ceva. Și urmează cuvântul care? Dar. Dar zice, ce ai făcut în seara aceea? Ce ai făcut atunci? Ce ai zis? Nu m-am așteptat de la tine. Cum te-ai comportat cu mine atunci? Poate tu nu ți-ai dat seama. Adică lucruri concrete. Adică nu m-am așteptat la tine. Sunt foarte tristă.
Eu când îmi zice dar și ce urmează după dar, eu nici nu mai țin minte ce a fost înainte. Pentru că ce cercetare am eu în fața ei în momentele astea, n-am la biserică aproape niciodată. Dar acolo, acolo nu te mai scapă nimeni. Acolo nu mai este că începem o cântare. Ce cântare? Acolo gata cu cântare. Cântările ni le-am cântat. Dar stați liniștiți că și eu sunt tot cam la fel. O laud câteodată că vreau să-i spun ce așa încep, o laud și ajung eu unde vreau să ajung. Dar e real ce spun și uneori chiar recunoaște-mă că așa e mai. Cu pruncii la fel, pe măsură ce cresc, vreau să vă spun că fără un pic de apreciere la început, fără un pic de miere pe deasupra, nu mai merge cu ei dialogul. Pentru că foarte repede copiii ne spun, cum și mie mi-au spus, niciun cuvânt de apreciere, tati, de la tine, mereu noi nu suntem buni, ceea ce nu era adevărat, numai că eu trebuia ce să fac? Să verbalizez, să rostesc. Mereu alți copii sunt mai buni, ceea ce nu e adevărat, credeți-mă. Deci nu e adevărat. Și m-am avut frison și am zis, băi copii, nu e adevărat, tati vă apreciază. Ei spun, nu prea am auzit. Nu prea am auzit. Am fost mai atent. Darul acesta înseamnă că pe fondul acesta de apreciere, de iubire, de înțelegere, că doar de aceea suntem o familie, pentru că ne iubim, de aceea ne-am luat, nu? De aceea s-au născut copiii, de aceea am rămas într-o casă, la aceeași adresă, nu? E bine, pe fondul acesta, dragii mei, dragi familiști, să avem curajul să fim ca Hristos, să ne spunem unul altuia ce? Adevărul. Să îndrăznim. Domnul spune adevărul, avem aici o atitudine, ce am împotriva ta, un detaliu exegetic, dragii mei, care vi-l spun pentru că e chiar important. Aici s-a tradus cu un auxiliar, adică verbul a avea folosit ca un auxiliar. Mă, nu intrăm, nu facem gramatică, deși gramatica e sfântă. Dar să presupunem că știm noi asta toate. Și aici traducătorul a folosit acest auxiliar, ce am împotriva ta. Întotdeauna un auxiliar slăbește verbul, dar slăbește acțiunea. În original e fără auxiliar, fără verbul a avea. Și dacă traducem exact cum scrie, auziți cum sună. Dar și e verbul a fi. Sunt împotriva ta pentru că. Deci Hristos nu zice am, mi se pare că am, știți? Ci Hristos cum zice? Sunt cu toată ființa mea împotriva ta. Asta spune Hristos. Mă ridic împotriva ta. Pentru că așa ceva nu se face. Pe lângă atâtea calități, această cădere e prea mare, e prea persistentă. Sunt împotriva ta. Și iată cum îi spune adevărul, evident că în dragoste îi spune adevărul. Dacă locul aprecierii este în primul rând în familie, locul adevărului oare unde este în primul rând? Să nu spuneți la biserică, seara asta nu e despre biserică. Este în primul rând unde? În familie. Te aștepți ca alții să spună copiilor tăi adevărul? Știi că nu-ți cade bine. Știi că o săptămână nu mai ești bun de nimic sau nu mai ești bună de nimic. Știi cum te superi pe păstor și pe tot neamul lui. Dar nu se uită la lui, se uită el bietul și la lui, normal că se uită. Dar nu-i nimeni inconștient, nu și-o pierdut nimeni mințile pe aici. Vezi cât de greu cade adevărul când vine spus din exterior și uneori, din exterior, ne spunem sau se spune adevărul într-un mod nepotrivit, se spune uneori în batjocoră, se spune nu să zidească, ci parcă să dărâme, se spune în invidie, adică multe pot să apară vicii ale rostirii adevărului. Chiar dacă e adevărat ce s-a spus, se spune fără inimă, se spune, mă înțelegeți, la răzbunare, la... De ce să lași adevărul numai pe mâna străinilor? Nu! Dragii mei, să aducem adevărul la noi acasă și noi să-l rostim. Soția mea are dreptul să audă de la mine adevărul dacă e ceva de spus. Și eu am dreptul să aud de la cine? De la ea! Trebuie să așteptăm până se face adunare generală să se ridice cineva să-mi spună adevărul la adunare generală. Și dacă se ridică să-mi spună, eu ar trebui să am atâta putere și șarm încât să zic, deja mi-a spus soția, eu m-am pocăit de asta, frate. Și atunci el zice, bine, m-am vrut să verificăm. Deja zic, am trecut prin laborator. Un copii la fel.
Nu spui copilului tău adevărul, cum va crește el, dar cum poți să educi fără adevăr? Cum poți să educi? Dar oare relațiile noastre în familie, nu? Relațiile noastre, dragii mei, cum ar putea fi întemeiate dacă nu punem adevărul ca ingredient? Asta nu înseamnă că ne vom distruge unii pe alții, ba dimpotrivă, eu cred că în familie adevărul e la locul lui, pentru că acolo este iubire, deci e mai mult decât adevăr, e iubire, e o atmosferă bună. Textul folosește, sau textul Noului Testament folosește noțiunea de mustrare și parcă așa de greșit și de contondent înțelegem uneori mustrarea și ni se pare că mustrarea înseamnă o sabie cu două tăișuri. Înseamnă cumva ceva care taie în carne vie și tuturor ne place să avem dreptate. Dar ține minte ce spun, a avea dreptate e cel mai mic lucru. Dacă tot ce ai e numai dreptatea, joci într-o ligă foarte... Adică joci în altă ligă totuși. Dacă numai dreptate ai, dacă tu numai adevărul știi și atât, și te duci până în pânzele albe și tu... E cealaltă extremă. Mustrarea așadar, atenționarea, cum am putea să traducem, înseamnă o preocupare pentru celălalt. Arăți că nu ești indiferent și nu ți este indiferent. De aceea ne spune mult unul altuia adevărul, nu pentru că unul e bun și altul e rău, nu pentru ca să ne umilim unii pe alții, cum să o facem? Suntem o familie. Ci pentru că ne preocupă. De asemenea, atenționarea sau mustrarea, da, are de-a face cu empatizarea, empatizăm cu celălalt, ne punem în pielea lui, îi spunem adevărul cu anumită delicatețe, cu anumită atenție la reacții. Mă înțelegeți? Nu dăm buzna, nu-i simplu să spui cuiva adevărul și nu-i simplu ca cineva să primească adevărul. Facem cu atenție. Nu te-a pus să-i spui soției tale adevărul la casa de marcat la supermarket. Doar ajungeți voi acasă, nu? Și nici după ce ajungeți acasă, nu numai după ce se culcă copiii. Și poate nici nu în seara aceea, poate în altă seară, mă înțelegeți? Eu adesea am greșit cu adevărul și față de partener, și față de copii, acum noștri sunt deja majori, adică poți greși mult mai ușor. Eu adesea am greșit, nu că n-am avut dreptate, dar m-am prea precipitat, am fost prea emoțional, prea... Am văzut când pot să lucrez mai profesional, ca un chirurg, ca un... Bine. Am văzut că altă lucrare iese, am văzut că altfel e primit. E aceea când spunem, noi empatizăm, noi nu mergem la cei dragi ai noștri și în general la nimeni, nu mergem să spunem ca și cum noi n-am greșit, da? Cum n-am greșit? Noi am greșit poate atunci și în speța aceea, dar noi toți am greșit. De asemenea, mustrarea înseamnă asistare. Asistare. Eu sunt aici să-ți spun... Dar nu numai îți spun, după ce ți-am spus, rămân lângă tine. Nu-ți spun și am plecat și mă laud câtă dreptate am avut. Nu e vorba aici de o demonstrație de forță, e vorba de o însoțire, e vorba de exprimarea unei iubiri prin adevăr. Pentru că noi nu suntem Dumnezeu ca să știm lucrurile exact așa cum sunt, numai Dumnezeu le știe. Atunci vă recomand, atunci când aveți franchețe și când dezvoltați franchețea în familie, mai ales între parteneri, între soți, vă recomand, dar și cu copiii după ce cresc, după ce devin tineri adulți, vă recomand să aveți cuvinte atenuante sau să aveți niște introduceri inteligente. Sau dacă nu vă place inteligent, înțelept. Bun, deși mi se pare că am urcat cam sus. Hai să urcăm. Am văzut că tare bine funcționează că nu mă arunc eu repede să spun adevărul și zic, măi, mie mi se pare că asta mi se pare. Sau când pot să zic, auzi, s-ar putea să mă înșel și uneori chiar mi-aș dori să mă înșel, dar eu asta văd, asta simt, tu judecă dacă poate nu am dreptate, zic, să nu te superi pe mine, adică să nu începem așa, nu. Să știți că e de bun simț, mi se pare o smerenie corectă, aplicată cu fapta, pentru că realmente ne-am dat seama că uneori ne-am înșelat unul asupra altuia. Pentru că numai Dumnezeu poate să meargă la sigur. Noi mergem pe ce vedem, pe cum ni se pare, noi avem tiparul nostru, mă înțelegeți? Noi avem sensibilitățile noastre, noi suntem slabi și când spunem adevărul, adică putem fi în eroare când spunem adevărul, nu numai când mințim, când spunem adevărul. Asta mult ajută.
Asta mult ajută. Să prefacezi un pic, mă înțelegi, să atenuezi un pic cu cuvinte, poate mi se pare, poate am văzut greșit, poate sunt eu obosit, mă înțelegeți? Poate sunt eu, poate e ochiul meu rău, am zis odată, știi cum scrie, că și scrie Biblia de ochiul cel rău. Mă, poate e ochiul meu rău. Uneori a fost rău. Adică prea le-am, cum, ce am făcut cu ele? Am prea agravat, le-am prea dramatic, nici nu au fost chiar așa. Dumnezeu să ne ajute să avem franchețe în familie, să avem curaj. Cred că relația frumoasă a familiei este în adevăr, totuși, da? Un adevăr spus, cum v-am zis, nu mai repet. Nu trăim, nu ne trezim dimineața să dăm lecții celui de lângă noi. De acord, dar când e ceva de spus, să spunem. Nu înveți să spui acasă, unde vei spune? Nu te antrenezi în cantonament, cum mergi la olimpiadă? Vor fi situații mult mai grele în exteriorul familiei, dacă aici nu putem. 3. După apreciere și franchețe, urmează sfătuirea. Sfătuirea. Priviți împreună cu mine la versetul 5. După ce Domnul îi spune ce am împotriva ta, că ți-ai părăsit dragostea dintâi, urmează. Adu-ți dar aminte de unde ai căzut. Pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel voi veni la tine și voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Ceea ce înseamnă că, iubiții mei, Domnul Iisus Hristos, după ce spune adevărul, de îndată vine cu, după ce pune diagnosticul, cum am zice, vine imediat cu ce? Cu tratamentul, cu leacurile. Vine imediat cu sfătuirea și auziți ce frumos sfătuiește Domnul. Sunt trei elemente aici, dacă vreți. În primul rând este conștientizarea. Zice, adu-ți aminte de unde ai căzut. Adică, ce să faci? Conștientizează, oprește-te. Și adu-ți aminte că undeva s-a rupt ceva, undeva s-a periclitat ceva, undeva a avut loc un cutremur, o forfecare, undeva s-a rupt firul acela. Mă înțelegeți? Tu n-ai fost întotdeauna așa, pentru că nimeni n-a fost până la urmă întotdeauna așa. Doar vorbim de familiile noastre, familii creștine, familii devotate. Dar undeva s-a întâmplat, du-te înapoi pe fir, du-te înapoi, te sfătuiesc, să alături de tine, hai să găsim unde s-a întâmplat, unde, să identificăm. Asta medicii spun anamneză. Când te duci la ei, nu numai te consultă și ți-au sânge, ci îți fac o anamneză, te întreabă la ce oră te culci seara, te întreabă la ce oră mănânci, te întreabă dacă bei cafea, te spun întrebări care, băi, ce treabă are cu viața mea? Păi toate astea sunt importante ca să pună un ce? Un diagnostic și mai ales să-ți dea un tratament. Conștientizarea. Avem uneori, zic eu, neînțeleptul obicei de a folosi expresia în exces, o altă expresie, foarte românească, cred, care spune să o luăm de unde, de la ce cifră? De la zero. De atâtea ori am luat-o de la zero și din cauza asta nu înaintăm, că noi iară la zero, atâta suntem de devotați. Emil Cioran, într-una din cărțile lui de tinerețe, nu neapărat vă recomand să citiți Cioran, dar eu am citit pentru dumneavoastră. Nu neapărat, până la Cioran aveți multe de citit. Dar într-o carte de tinerețe, numită Schimbarea la fața României, are un capitol pe care îl intitulează Adamismul românesc. Adamismul românesc. Tendința românului de a o lua mereu de la cine? De la Adam. Adică de la zero. Frați și surori, oameni buni, dragi familiști, oare cât ne mai trebuie până ne maturizăm ca să ne dăm seama că viața e prea scurtă ca să ne permitem de prea multe ori să o luăm de la zero? Nu ni se dau ani în plus, gândiți-vă, pentru că noi am luat-o de la zero. Mă înțelegeți? N-avem unde face cerere cu așa ceva. E atât cât e. Aproape niciodată, n-ar trebui să ne riscăm să o luăm de la zero, pentru că iară prea mult rămâne de recuperat. Dar noi când zicem că o luăm de la zero, de fapt noi ne mințim pe noi, că noi nu o luăm de nicăieri, adică noi tot așa rămânem. Asta e mai degrabă o retorică dacă ne cercetăm. Nu, dragii mei, să nu o luăm de la zero, să o luăm de unde a căzut. Mă înțelegeți? Dacă e la 1, la 2 a căzut, până acolo mergem. Unde s-a rupt, unde a căzut, unde s-a produs, da? Căderea, de acolo o luăm. Ce a fost bun înainte, rămâne în picioare. De acolo o luăm, renodăm și mergem înainte.
Un alt element este schimbarea, pe lângă conștientizare, schimbarea, spune pocăiește-te, da? Știm bine, pocăiește-te, da? Sau pocăință, este metanoia, unul dintre cele mai cunoscute cuvinte între noi și utilizate. Și cuvântul acesta este un cuvânt compus, adică rădăcina este nous, care înseamnă minte, și metanous, da, îl traducem noi de obicei ca și schimbarea minții, ceea ce este corect, că e noțiunea de schimbare, dar traducerea aceasta, schimbare, este o traducere aproape hermeneutizată, adică deja pusă în farfurie ca să o poți servi direct, deja gătită, da? Trecută prin cuptor. Dar metanous înseamnă de fapt răzgândire, să te răzgândești. Pocăința este buna răzgândire. Iar cea mai bună imagine narrativă a pocăinței din Noul Testament este acea pildă scurtă dintr-un singur verset sau două din Luca, doar în Luca, peste care sărim și noi predicatorii. Zice că un tată avea doi fii, l-a chemat pe primul și a zis, du-te și lucrează în via mea. Și ce i-a spus ăsta? O zis că nu se duce. Și zice că după ce i-a întors spatele tatălui, a zis nu. Când a întors spatele, zice că i-a părut cum? Rău. Și ce a făcut? S-a dus. Aici, în textul acesta, nu apare cuvântul metanous, deci nu apare cuvântul, dar apare conceptul, apare narativ. Momentul acela când i-a părut rău și din nu devine ce? Da? Asta e pocăința. Adică după ce a întors spatele, ce a făcut el, ziceți? S-a răzgândit. Dar s-a răzgândit în sensul ăla bun. Când omul se naște, pentru că se naște în păcat, după ce se face mare, mai face și el păcate, că nu i-a ajuns că te-ai născut în păcat, știi? Mai faci și tu, să ai tu de-a tale, sub iscălitura ta. Și după ce omul și acela strămoșesc, și acestea de comitere pe care le face, în ceva vreme, sperăm nu prea târziu, omul își dă seama, prin toate păcatele lui, prin atitudinea lui față de Dumnezeu, omul, să știți că își începe relația cu Dumnezeu, nu cu da, ci cu ce? Cu nu, cu un mare nu adresat lui Dumnezeu. Ca într-un moment pe care noi îl numim convertire, el să-i zică în sfârșit lui Dumnezeu ce? Da, înseamnă că s-a răzgândit. Pocăința este marea răzgândire. Și apoi reconstrucția. Zice, întoarce-te la faptele tale din tâi. Aici nu mai insistăm, că deja v-am zis cu Cioran. Întoarce-te la faptele din tâi înseamnă nu anulăm și ce-a fost bun. Adică ce-a fost bun, folosim, da? Vrem să facem o casă, dărâmând o casă veche, zice că ce putem să recuperăm de la casa cea veche, să punem la cea nouă, să recuperăm. De ce să aruncăm? Corect. Așa e și în viața spirituală. Ce a fost bun, perioada bună, aceea e minunată, să o folosim. Acum, iubiții mei, întorcându-ne la familie, aș vrea să cumva să ne propunem, să învățăm, să ne rugăm chiar pentru asta, să ne ajute Dumnezeu să fim buni sfătuitori pentru ai noștri, în condițiile în care cel mai greu e să dai sfaturi la cine? La ai tăi. Am crezut că numai la noi în familie e așa. Măi, pruncii altora de la biserică, așa mă ascultă pe mine, cum ai mei nu mă ascultă. Ai mei mă întrerup, au alte păreri, măi, lăsați-mă că îmi pierd ideea, le zic, cu ai mei. Ăștia alți nu mă întrerup, apoi nici ăștia nu fac, dar măcar nu mă întrerup. Am văzut că cu pruncii altora am alt succes, adică să nu vă imaginați că mă tot să schimbă, cum zic eu, dar măcar îmi dă o impresie bună, măi, și... A mei au o grămadă de păreri, aproape nu mai apuc la cuvânt. Ei mi-au spus de când au devenit amândoi majori, tineri adulți. Acum și noi putem să avem opinii, tati, aici în familie, dar zic sigur că și până acum ați putut. Păi ce n-am știut? Mă rog, n-ați știut, acum nu e problemă, dar acum chiar puteți să aveți. Și unii atâtea opinii au, că nu mai ajung eu cu opinia mea, eu să-mi fac loc. Am momente că spun, bă, opriți-vă, vreau să spun și eu despre subiectul ăsta ceva. Pot să spun? Pot, zice fata. Mulțumesc. Păi, am și o opinie, adică până la urmă ce facem aici? Adică cine a avut opinii toată viața nu mai are acum nicio opinie? Luptă mare. Cel mai greu e să sfătuiești bărbatul nevasta lui, nevasta bărbatul ei. Cele mai multe reclamații, priviți vă rog cu zâmbet spre ce vă spun, da? Nu dramatizăm, dar cele mai multe reclamații de pe zona asta este...
Toți mă ascultă, frate, dar copiii mei nu mă ascultă. Soți care spun, până la urmă, eu sunt un om credibil în societate, nu sunt chiar ultimul om, soția mea nu mă ascultă. Soții care spun, soțul meu îl sfătuiesc și nu ia seama, ba din potrivă, se supără, ba din potrivă, bombene, ba din potrivă. Știu, dragii mei, știu din proprie experiență, nu-i simplu nici să dai sfaturi în familie, dar nu-i simplu nici să ziceți, să primești sfaturi din familie, că ți se pare că dacă e familia ta, că prea ne-am obișnuit unii cu alții, că suntem din aceeași casă, ni se pare că nu știu ei aproape nimic. Da? Și uite așa cădem în acest cerc vicios, într-un cerc al nebuniei, într-un lanț al nebuniei. Dacă să fim ca Hristos în familie, zice că nu trebuie numai să spunem adevărul, ci dacă am avut curajul și l-am spus cu cea mai bună atitudine, să facem bine, să și sfătuim. Și sfătuirea aceasta, sfatul acesta, vă dau câteva detalii, sfatul acesta nu trebuie să fie fariseic, nu trebuie să fie arogant ca cineva care are toate răspunsurile, pentru că nimeni nu le are. Sfatul acesta bun, dragii mei, nu trebuie neapărat să fie... Acest element să-l rețineți exhaustiv, adică să fie complet. Adică atâta stau să mă gândesc cum să sfătuiesc pe soția mea ca să fie pe puncte, să fie, că scrie o carte până la urmă pe care nici nu o va citi, știi? Adică nu trebuie să stăm, adică suntem în familie, amical, mă înțelegeți? Adică să-l spun așa cum e, parțial, că doar toate sunt parțiale la noi, numai la Dumnezeu sunt totale. Sfatul e bun și dacă nu e emoțional. Adică nu întotdeauna să aștept să am o stare emoțională. Mai ales bărbații, când dau sfaturi soțiilor, dau sfaturi bărbătești care nu întotdeauna sunt pe inima soțiilor. Am văzut în cazul nostru că parcă ei, dar stimate soții, priviți cu zâmbet pe această informație și să nu-mi spuneți că nu e adevărat. Soțul dumneavoastră, așa bărbat cum e, și îți dă câte un sfat din ăla fără inimă, știți cum zic, adică nu se implică, nu-l varsă o lacrimă. No, că nu pot ei toate să le facă. Și mai ales în același timp. Dar uneori, admiteți, vă rog, soția mea admite asta, admite uneori, pentru mine e o mare încurajare, că sfatul ăla care a fost dat nu cu mare încărcătură emoțională, nu cu mare delicatețe, bă, a fost dureros de adevărat, dureros, dureros, dar adevărat a fost. Adică să nu avem hipersensibilități și prin familie, că numai când ajungem să, mă înțelegi, toți la nu știu ce trăire și atunci, că poate nu mai ajungem la trăirea aceea. Sfatul e bun și dacă nu e profesional, da? Nu trebuie să ne facem profesor, să luăm ceva diplomă ca să putem să ne sfătuim în familie. De exemplu, pentru părinți nu există diplomă, dar nu? Se pare că instinctul, și acum zic de bine, instinctul parental, se pare că celelalte informații legate de experiența de viață, de Duhul lui Dumnezeu, toate puse împreună, nu? Fac din noi părinți cât de cât reușiți. Și sfatul e bun, chiar dacă nu este foarte teologic. Și aici, la teologic, vreau să fiu mai clar, să știți că nu trebuie să punem foarte multe versete. Nu trebuie multe versete. Trebuie uneori puține versete și uneori, dacă puteți, fără versete, e mai bine. Că mai ales pruncii, dacă îi potopim cu versete, peste un timp s-ar putea să apuce ură către ce? Către Biblie. Unii dintre aceia care au câte o perioadă de ani, poate 10 ani, poate mai mult, când au plecat din biserică în lume, cum zicem noi, și care s-au întors totuși după un timp, mărturisesc că au plecat supărați pe părinți, dar s-au dus supărați și pe ce? Pe Biblie. Și n-au mai pus mâna pe Biblie pentru că în continuu ei au primit numai sfaturi cu Biblia, cu versetele. Dragii mei, să nu fie prea teologic sfatul, că nu funcționează. Știu că e frumos să fie cu versete, dar gândiți-vă că sunt momente în viața familiilor noastre și a unor membri din familie, sunt momente în care Biblia e mult prea sus, adică nu ne jucăm cu lucruri mari, știți? Adică deocamdată să fim oameni între oameni, știi? Adică deocamdată niște reguli ale casei, deocamdată ce-a zis bunicul, e de ajuns. Că uneori nu putem împlini nici ce a spus bunicul. Fără versete. Să fim buni sfătuitori. Dar să nu fim sfătoși, adică de noi adică să fugă toți de noi, veșnic noi avem sfaturi, veșnic noi știm cum trebuia, nu știm aproape nimic. Dar din astea câte nu prea știm, noi spunem la ei noștri, mă, eu așa te-aș sfătui, eu așa aș face, eu încerc să mă pun în locul tău. Tu vezi sfatul dacă e bun, ia-l, dacă nu e bun, nu-l lua, dar și faptul că pui în cuvintele acestea dacă e bun,
Faptul că pui la îndoială sfatul tău mi se pare și inteligent, și smerit, de bun simț. Noi nu suntem Dumnezeu, noi suntem oameni. Al patrulea și ultimul element, pe lângă acestea trei, care aproape ar fi fost de ajuns, avem un al patrulea element pe care îl numim speranța sau nădejdea. Versetul 7, ultimul citit, spune așa: celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții, care este unde? În raiul lui Dumnezeu. Aș vrea să vă aduc aminte într-o speranță că toate cele șapte scrisori din Apocalipsa se încheie cu expresia celui ce va birui, inclusiv scrisoarea către biserica din Laodiceea, unde nimic bun nu s-a putut spune. Și totuși, la final, spune Hristos, celui ce va birui, adică va birui care? Cine va birui? De unde? Din biserica aceea. Hristos vede biruitori unde noi vedem numai înfrângere, unde noi nu putem să vedem. Ce ochi are Dumnezeu! Ce lentilă are Dumnezeu! Iubiții mei, biruitorii de aici, ce frumos, din această frumoasă scrisoare, din această încheiere, din versetul 7, după cum vedeți, spune, celui ce voi birui, îi voi da să mănânce, să mănânce din pomul vieții, care este în raiul lui Dumnezeu. Și nu poți să nu te gândești ca la un arc peste timp, sau dacă vreți, peste Scriptură, să nu te gândești pernind de la Apocalipsa, făcând drumul înapoi, până unde? Până la Geneza. Știm bine că după ce au mâncat din pomul cunoștinței binelui și a răului, narațiunea căderii, știm că s-a închis accesul lor în Eden, au fost expulzați din Eden, tocmai ca să nu ajungă la pomul care? La pomul vieții. Ceea ce este interzis în Geneza este acum accesibil unde? În Apocalipsă. Ceea ce nu se putea atunci, se poate acum, dar acest acum nu se referă la viața de aici, ci se referă la viața cealaltă, la eschaton, la dimensiunea veșnică. Și aici pomul vieții, evident că nu e un pom, un arbore, cum vedem noi acum, nu? Aici este o metaforă, ci de fapt pomul vieții este accesul la Hristos însuși, care El este viața. El este, nu, principiul vieții, El este lumina, dar nu lumina care o vedem nici măcar ziua, ci lumina necreată. Înțelegeți? Necreată, nu aceasta creată de noi sau creată la întemeierea lumii. Ei bine, ce frumos este acest să mănânce din pomul vieții. Cum adică să mănânce? O să răspundem la această întrebare și să vă spun ceva despre raiul lui Dumnezeu, despre rai, despre conceptul de paradis, paradiso. Și apoi să facem aplicația finală pe familii, pentru familii, despre speranță. E interesant verbul a mânca, el apare în diferite ipostaze în Vechiul și Noul Testament și în limbajul nostru. Verbul a mânca apare și la propriu și la figurat. Chiar și Apostolul Pavel, țineți minte undeva în Galateni, îl folosește la figurat într-un mod aproape agresiv, când zice să nu vă mâncați unii pe alții. Acolo e la figurat, evident, nu e vorba de canibalism. Da? Am depășit faza aceea. Și totuși el spune să nu vă mâncați unii pe alții. Înseamnă că ne putem mânca în multe feluri. Ce îi voi da să mănânce din pomul vieții. Știți care e ideea aici? Adam și Eva, când au plecat din Eden, expulzați, paradoxal, deși au mâncat, au plecat cum? Flămânzi. Unul dintre mari teologi din secolul 20, pe care eu mult îl respect prin scrierile lui, chiar asta spunea undeva și așa mi-a deschis o perspectivă de care m-am bucurat multă vreme. Ceea ce au luat protopărinții noștri din Eden a fost foamea. Dar o foame nu a trupului, ci o foame a cui? A sufletului. Și foamea aceasta a sufletului nu se stâmpără decât cu Euharistia, cu trupul și sângele lui Hristos. Niciodată Hristos nu e mai prezent între noi decât când avem cina Domnului. Niciodată. Niciodată. Orice invitat ați avea, oricât ar fi pe scenă, țineți minte, niciodată nu e mai între noi ca atunci. De aceea, bisericile, o parte din ele,
ca și confesiune, fac în fiecare duminică. Fiecare duminică. Înțelege? Fiecare. Nu concep să ne întâlnim și Hristos să nu fie între noi. Nu doar prin cuvinte, nu doar prin versete, ci să mâncăm din Hristos. Sigur, nu despre asta e predica, dar acum dacă am zis, vreau să vă sensibilizez și să vă străduiți, să ne străduim, să luăm din Hristos. Nu-i de ajuns că ne plac scripturile, predicile, cântările, nu-i de ajuns. Toate ne pregătesc ca să putem lua, lua din Hristos. Căci flămând e sufletul omului până la sfârșitul istoriei. De aceea ni se promite în împărăția lui Dumnezeu că vom sta la masă cu cine? Un, cu Avram, cu Isaac, cu Iacov. Dar cine ne va sluji la masa aceea? El însuși. De aceea până și realitatea viitoare ne este dată sub forma unei mese, a unui festin, a unui ospăț interminabil, nu? Veșnic. O adevărată încântare, o săturare a sufletului nostru. Iar cât despre rai, cuvântul rai apare rar în Scriptură. Știu că nu v-am dat o veste bună. În Noul Testament apare rar, apare de câteva ori. Atât de rar că aproape nu știm ce înseamnă. Pentru că apare prea rar. Cuvântul în sine, paradiso, vine de la următoarea realitate, din antichitate și nu numai, dar mai ales în antichitate, la marile curți imperiale ale marilor imperii, paradiso era un loc concret, adică era o grădină de fapt. Și era grădina regelui. Ați auzit? Nu grădina omului, ci grădina regelui, care dacă un singur rege există, înseamnă că există un singur, ziceți, un singur paradis, un singur rai. Fiecare putea să spună că are un rai acasă, dar rai ca lui mai are și vecinul, mă înțelegeți? Deci gata, s-a pierdut. Toată ulița are raiul ăsta. Dar ce avea regele era unic. Și imaginați-vă că un rege în antichitate, dar până în vremea noastră, până la sfârșit de Ev Mediu, chiar început de modernitate, asta se poate vedea și la Versailles, de exemplu, dacă veți vizita, veți vedea paradiso la Versailles. Da? E vorba de grădina, de curtea interioară, adică unde nu ai acces direct de afară, de pe stradă, și unde regele, numai el are acces și ai lui, acolo este o zonă de intimitate. Și atunci când regele primea pe cineva, ne imaginăm, primea în audiență, îl primea în sala principală a audienței. Și dacă acel cineva care venea, regele dorea să-l cinstească pentru o faptă măreață ce a făcut-o în război sau undeva, când vroia regele să-l premieze, să-l cinstească, una dintre recompensele, da, pe care regele le făcea era că se ridica de pe tron și îi spunea: vino cu mine unde? Spuneți direct cuvântul, vino cu mine în paradis, în paradiso. Și gărzile de corp ale regelui rămâneau toate în sala aceea, pentru că în paradis nu e nevoie de gărzi de corp, că acolo e o zonă intimă, acolo nu e niciun pericol pentru rege. Și omul acela, și au fost oameni care au povestit așa ceva, omul acela vedea ce n-a văzut toată viața lui, neam de neamul lui n-a văzut, arbori aduși din toată lumea, o vegetație luxuriantă, parfumuri, flori, curățenie, paradis, ce să mai spui, ca să scurtăm. Și regele se plimba cu el pe alei și povesteau de toate, într-un mod amical, ca de la egal la egal. Și el se simțea ca cine? Ca regele. El pășa pe unde pășește zilnic regele. El era în lumea regelui. De aceea cea mai bună definiție a ceea ce vom face dincolo este aceea scurtă pe care ne-o dă Apostolul Pavel, fără metaforă. Ne-o dă pe inima goală. Când zice în Tesaloniceni: și vom fi pentru totdeauna cu Domnul. Vom fi cu Domnul. Ăsta e raiul. Ăsta e raiul. Celelalte metafore cu străzi de aur și așa, sunt metafore care vor să descrie măreția, splendoarea, mă înțelegeți? Doar nu va fi aur ca în verigheta mea. Sper să nu fie din acesta. Din acesta am aici. Nu mă duc acolo pentru asta. Am aici. Și poate am mai mult decât în verighetă. Dar nu-l pun pe mine. Poftim. Dar nu mă duc să o luăm iară de la capăt. Mă înțelegeți? Nu pot fi elemente pământești într-o
lume nepământească. Astea toate sunt metafore ale splendorii, cu cântarea la fel. Și că acolo nu o să mai predicăm, frate. Uneori ni se spune asta și într-un mod un pic răutăcios, dar noi le ducem toate acum, că vine ea și pensia. Încet, încet. Atunci ne mai izbăvim. Că nu o să fie predici acolo, frate. Am zis la un frate, frate, în primul rând eu mă bucur că nu o să fie. Numai greutăți am avut cu predici. O rămas așa. Da, zic, numai greutăți. Nu e așa simplu, e ușor să vorbești. E în bancă. Foarte bine că nu o să fie. Eu sunt primul care mă bucur. Dar ce o să fie? O să cântăm. Numai o să cântăm. Dar cântarea e o metaforă a bucuriei, nu că ne apucăm iar de repetiții, că doar sătuiți dirijorii, că și așa nu vin la repetiții. Iar începem cu povestea aceea. Nu ne-am izbăvit din ele. Nu e o bucurie. Cum să spună mai bine bucurie dacă nu prin cântare, nu? Noțiunea de cântare. Ne întoarcem la familie, dragii mei. Ne întoarcem la noțiunea de nădejde. Să știți că locul nădejdii, locul speranței, este în primul rând în familie și apoi în biserică. Și fie ca Hristos aducă speranța în familia noastră, în fiecare familie, mai ales în acele părți ale familiei, acei membri pentru care ne îngrijorăm, pentru care poate ne îndurerăm, Dumnezeu să ne dea din nou speranță, din nou nădejde. Sunt trei mari pași ai speranței, dacă vreți, sunt trei mari elemente ale speranței pe care doar vi le menționez și vi le las ca reflecție. Va fi din ce în ce mai greu. Prima, care e cea mai ușoară, este ca nădejdea să-ți fie cumva răsplătită imediat. Adică te-ai rugat pentru o cauză din familia ta, doar pentru a tăi te rogi în primul rând, te-ai rugat și în scurtă vreme s-a, ziceți, rezolvat. Minunat. Asta este speranță, nădejde de distanță scurtă. E minunat. Așa ne dorim să se întâmple mereu, doar că nu se întâmplă. A doua fază, te-ai rugat și nu s-a întâmplat. Și dacă ai văzut că nu se întâmplă, ce ai făcut? Te-ai mai rugat odată. Și ai văzut că nu se întâmplă și nu te-ai oprit din rugăciune, sper, ci din nou și din nou te-ai oțelit, ți-ai dezvoltat stăruința și poate și împreună cu alții, din când în când ai mai anunțat și în biserică și te-ai rugat din nou și din nou și totuși ziceți, nu se întâmplă. E mare lucru să rămâi în nădejde când anumite cauze nu se soluționează în vreme ce tu te rogi și sunt chiar cauze bune, morale și spre slava cui? A lui Dumnezeu. Și totuși nu se întâmplă, pentru că noi ne rugăm pentru oameni și să știți că oamenii au liber arbitru și Dumnezeu însuși nu violează liberul arbitru. Și acolo apar multe complicații, am trebuit să înțelegem un pic fenomenul, nu-i chiar așa. Nu-i chiar fenomenele naturii unde pe Dumnezeu e mai simplu. Sunt oameni. Și atunci când ne rugăm pentru om, pentru cel drag, de fapt, să nu-L acuzăm așa repede pe Dumnezeu, pentru că acolo chiar nu e Dumnezeu de vină când nu se întâmplă, pentru că uneori omul opune rezistență. Totuși trebuie să-L iubim și să ne rugăm în continuare pentru El. Și te rogi azi și mâine și ani de zile și sunt oameni care s-au rugat pentru cei dragi zeci de ani. Și uneori la bătrânețe, uneori, asta e un pic mai dureros, înainte de moarte, din patul acela al plecării, muribundul, rugătorul, a aflat că a lucrat Dumnezeu. Și cumva plecarea din lumea aceasta este cumva frumos atinsă de această bucurie a unei cauze care, dar sigur că ți-ai fi dorit să se întâmple un pic mai devreme, să te poți și tu bucura, dar ce nădejde, mă înțelegi, ce nădejde. Să nădăjduiești pentru ai tăi, pentru cauzele familiei tale, pentru acelea grele, acelea care le porți, care te trezești în fiecare dimineață, să nădăjduiești ani de zile până la final cu nădejdea că măcar la finalul vieții tale vei vedea. Să ne ajute Dumnezeu. Dar nu aceasta este forma cea mai înaltă de nădejde. Știți care e? Sigur că știți. Știți din retorica în care am pus eu lucrurile. Statisticile spun că un om credincios, în ultimele lui momente conștiente, înainte de moarte, nu ține predici, nu dă sfaturi, nu scrie cărți, ci ce face? Se roagă. Tot statisticile spun că omul, înainte de plecare, omul credincios, care toată viața s-a rugat, zice că ultimele lui rugăciuni nu sunt pentru el. El deja e liniștit, el deja știe că va păși dincolo.
El deja are, vorba lui Filipienții, zvonurile unei alte lumi. Se pare că ultimele rugăciuni, dacă ești atent la muribundul care se roagă, nu sunt pentru el, ci pentru cine sunt? Pentru familia lui, pentru urmașii lui și mai ales pentru cei mai netrebnici din neamul lui. Pentru care poate toți au obosit să se mai roage. Dar el, ea, bunicuța, bunicuțul, care nici nu mai mănâncă de o săptămână, nici nu știu cum trăiește. El numai buzele și le mișcă și toți păcătoșii din neamul lui sunt în rugăciunile lui. Și minunea uneori nu se întâmplă și el închide ochii. Dar auziți forma supremă de nădejde, de speranță, este să închizi ochii cu cauze nerezolvate în timpul vieții tale, încrezător că după ce tu te duci de aici, Domnul rămâne aici. Și Dumnezeu lucrează transgenerațional. Și istoria este aria în care operează Dumnezeu. Pentru că, iubiții mei, frați și surori, dragi credincioși, ar fi prea mic Dumnezeul meu dacă ar face toate minunile de care e în stare în timpul vieții mele. Ar fi prea mic. Atâtea minuni are, încât nu poate intra chiar în povestea vieții mele cu toate. Și face câteva cât să rămân eu pe cale, cât să pot eu pleca liniștit de aici. Și dacă l-am văzut că a lucrat la câteva cauze, știu că dacă voi închide ochii, cu cauze nerezolvate, cum toți vom închide ochii așa. El e viu, El nu moare, El lucrează. Să ne dea Domnul această nădejde și să punem lângă celelalte trei și nădejdea și speranța. Cum Hristos are speranță pentru biserica din Efes, noi să avem pentru familia noastră. Amin.